La bună revedere, prieten, la momentul de poezie. Întâlnirea cu numărul 802, în care, așa cum deja știți, eu, Armada Filipine, am selectat și o să vă prezint creații semnate de trei autori. Poezie, pentru că asta facem la aceste întâlniri, de aceea le și spun momentul de poezie și sper că vă face și dumneavoastră plăcere să ascultați poeme pe care poate nu le aveți acasă, poate nu le-ați citit niciodată sau poate le știți și vă face plăcere să le auziți sau vă enervați că nu vă place cum le prezint eu. Deci, tot ca de fiecare dată avem o coloană sonoră. Am selectat din nou un compozitor pe care deja îl știm la momentul de poezie, pentru că în întâlnirile muzicale, cel puțin din spațiile foarte, foarte consacrate, nu prea este auzit. Franz Lakner este numele său, a trăit între 1803 și 1890 și ascultăm o compoziție care se intitulează Nonetto în fa major. A fost compusă în 1875. Iată, bine să mai frecventăm și asemenea spații, aflăm lucruri interesante, nu-i așa? Și mai ales ascultăm ceva foarte, foarte frumos, da? O compoziție clasică și, repet, autorul, poate vă place, compozitorul Franz Lakner. Să trec la poezie, pentru că asta mi-am propus și de aceea vă stresez de atâtea și de atâtea întâlniri. Repet, suntem la momentul cu numărul 802. Deci, primul autor de poezie pe care vreau să-l avem în această întâlnire este de foarte, foarte de demult. Este un chinez din dinastia Yang. Îl cheamă, sper să o să-i zic bine numele, Wang Changling. A trăit între 698 și 765, cel puțin așa ne spun cronicile. Și o traducere a Cristinei Vâlceanu am găsit în revista de la Arad, Arca, în numărul 123 din 2010, unde sunt mai mulți autori din aceeași perioadă și v-am mai prezentat deja cel puțin unul. Știți foarte bine revista, nu mai trebuie să vă prezint revista Arca. Are site, așa că veți găsi și revista cu numărul 123 din 2010 și veți putea citi întreg articolul și veți putea lectura dumneavoastră singuri poemele. Eu am să vă citesc, cum v-am zis, poemul semnat Wang Changling. Un scâncet de maimuță în vântul din înalturi, în zbor întors de păsări, pe pulber de nisipuri, căderile de frunze pe lemn îndoliat, când nesfârșit sporește un râu învolburat, un trist al toamnei oaspe venind din depărtări, cu rănile deschise urc solitare zări, mie tâmpla încărunțită de amar în aste vremuri, plouând de-a surda în cupa mi de vin, icnind un tremur. Un poem, iată, de atâta și de atâta timp, care spune o mulțime de lucruri despre starea personajului, am putea să spunem, și mustește de ceea ce știm deja că se numește poezie pură, ceea ce nu prea găsim în toate poeziile contemporane. Deci iată de ce e bine să frecventăm aceste zone ale poeziei care știa ea ce spunea și nu întâmplător ne întoarcem, iată, la ceva chiar dincolo de clasici, dar
Chinezii aceștia au fost buni în multe, multe și e bine să, repet, să-i frecventăm sau de ce nu să-i avem în bibliotecă. Da, până una alta ne putem duce la revista arădeană Arca și găsim acolo. Un alt autor pe care vreau să-l avem în acest moment este din Marea Britanie, este un autor contemporan, Alan Brown John este numele său și am găsit poeme traduse în revista de la Suceava Bucovina Literară, poeme traduse de studenți într-un program universitar coordonat de Lidia Vianu. De altfel, din același program v-am mai prezentat poeme evident ale altor autori din revista de la Iași Timpu. Această revistă, Bucovina Literară, este numărul 1-2 din 2011 și vă invit să căutați pe internet revista ca să citiți întreg poemul care se intitulează Înțelepciune de sezon și din care eu o să vă prezint doar o parte. Deci, autorul este un englez, Alan Brown John, și revista Bucovina Literară 1-2 din 2011, pe vremea când domnul Constantin Arcu era redactor șef. Un poem foarte interesant, care trebuie să nu neapărat să medităm, ci să fim foarte atenți, de aceea v-am invitat să citiți în revistă dumneavoastră singuri. Nu ar trebui să permitem niciodată primei micșorări perceptibile a zilei să inspire. Că iarna este ceva de temut. Sau să arătăm vreun regret pentru că ferestrele trebuie închise și zăvorâte. Până în mai, cel puțin, sau să disprețuim neașteptații fiori care nu trec sau ne trec pe la umeri. Ce rost au hainele dacă nu să fie purtate și să fim curajoși în ele? Ar trebui să căutăm și originalul acestei poezii, pentru că, în fine, sunt unele exprimări așa un pic ciudățele, dar iată, un autor contemporan, Alan Brown John, care merită căutat. Pentru că e o poezie, într-adevăr, specială, sună altfel decât suntem noi obișnuiți și chiar dacă știm că ferestrele se închid când trebuie sau, în fine, se deschid când e cazul, da? Aici e vorba de mult mai multe și o poezie, repet, care merită lecturată așa cum trebuie. Și un al treilea autor, tot un străin, născut în Beirut, din păcate a decedat în mai 2020, era născut în septembrie 1929, Salah Steti. A trăit în Franța, de altfel este și poet de limbă franceză, și în traducerea Denisei Crăciun am găsit poeme semnate Salah Steti în revista de la Satu Mare Poesis, un număr complex de la 4 la 10, deci din 2020, deci numărul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sau așa am scris eu aici în agenda.
Da, găsiți revistele Poesis pe site și căutați Salax de T. Și eu am selectat din Poeme nemuritoare, dar sunt mai multe versuri acolo, puteți să citiți și o să vedeți că vor fi pe gustul dumneavoastră, a celor care iubiți poezia. În albul paginii, poemele se ascund de priviri indiscrete uneori, de lăcomia mâinii ce le-ar șterge misterul. Se crapă de ziua, în clarul ochiului fragil, ca flacăra lumânării se arată, dar totodată nemuritor, ultimul cuvânt. Aripi să se aleagă, aripi la drum să se aștearnă, aripi să nu înnopteze. Și cred că v-am făcut curioși, pentru că acest poem cu titlul Poeme nemuritoare, care are și aripi, și în care autorul se roagă să se ascundă poemele de lăcomia mâinii ce le-ar șterge misterul. Doamne, ce frumos, ce frumos, ce frumos! Și chiar dacă în poezie se crapă de ziua, eu nu vreau să se crape de ziua, vreau să rămână noaptea poetică așa frumoasă și vă invit, dragii mei, să căutați, așa cum v-am sugerat în reviste și dumneavoastră, poeziile, să le citiți în ritmul dumneavoastră cu înțelegerea și cu starea dumneavoastră și sigur o să vă placă mai mult decât le-ați ascultat acum. Cred că vă place și Franz Lakner și poate îl căutați să ascultați și dumneavoastră. Oricum, noi rămânem aproape pentru că avem multe poeme încă de prezentat, așa că vă spun să stați, cum se zice, bine, să fiți sănătoși și să ne revedem. Și nu uitați, citiți și singuri poezie, că e mai simplu, dar evident și orice altceva literar și bun care să vă ajute să funcționeze rătițele astea așa cum trebuie, toate bune.